Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de mituri și legende cu Brawl Stars, iar astăzi vom vorbi despre sezonul 12 Stunt Show, când Janet și Bonnie fuseseră adăugate completând trioul lui Stu. Înainte de a începe, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe cel de abonare, pentru că m-ar ajuta foarte mult, așa că haideți să începem! La începutul sezonului, lumea credea că acest sezon avea doar o singură tematică, aceea fiind Stunt Show, ceea ce are și logică, pentru că Stunt Show este un spectacol de cascadorii, unde lumea ar putea veni să îl privească. Unde ar fi un loc mai bun pentru acest lucru decât într-un parc de distracții, adică Starr Park? Dar, doar un singur lucru a schimbat imaginea întregului sezon, făcând o legătură mult mai mare cu Starr Park-ul pe cât credem noi. Dacă ne uităm bine în environment, putem vedea că imaginea sa este foarte similară cu un aparat de pinball, în special barele de protecție. Dacă dai cu mingea în ele, mingea va icoșa cu o viteză foarte mare, ca în realitate, cu bumperele dintr-un aparat de pinball. De asemenea, o poză de pe social media postată în perioada acelui sezon spune același lucru. Arată un aparat de pinball cu environmentul de stunt show și arată și scorul. Până și muzica din meci din respectivul environment face referire la pinball. Acum, nu știm dacă stunt show este un loc adevărat sau e doar ceva în miniatură, fiind de decorațiune pentru aparatele de pinball din Starr Park, un caz similar fiind Fang blocat într-un arcade machine, dar o altă imagine postată de Rollstars spune că este ambele. Este un loc adevărat pentru cascadorii și este și tematica aparatelor de pinball. Cam atât am avut de spus în acest videoclip, sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți episoade pe viitor, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe cel de abonare. Vă mulțumesc de vizionare, ne auzim data viitoare!